Bună seara, bună seara, vă spun la toată lumea, la toată comunitatea, la toți oamenii noștri respectoși din comunitatea noastră și uh, o să încep a treia parte despre primul MSV, despre șampii de la Balotești. Uh, dar înainte de toate, salut pe toată lumea, vă salut cu cel mai mare drag și vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele frumoase și pentru toate like-urile care voi mi le dați și mesajele care mi le adresați și mulțumesc și la cei care s-au abonat la canalul meu de YouTube mai de curând acum. Băi, fraților, dacă vreți să mă credeți, eu înainte cu vreo jumătate de oră am venit de la muncă. Chiar muncesc foarte mult, chiar îmi place să muncesc, chiar nu mă dau în lături de la nimic și nu o spui sub forma de niciun fel, de da, amă, da mare. Dar chestia asta cu munca o spun și o bag mereu că sunt mulți care se oftică că eu merg la muncă și nu ajung în altă parte. Să se ducă ei, dacă ei îmi dorește mie să se ducă ei în altă parte, să le dea Dumnezeu sănătate, fericire și tot ce dorește ei la oamenii răi, la oamenii care vorbește gura fără ei. Că mai mi-a dat unul astăzi un mesaj, unul relu, mi-a dat un mesaj, puneți-mă tot numele tău și nu mai veni cu trei cu trei inși pe pe, pe TikTok-ul tău și vrei să-mi arăți mie că ești tu mare deștept și faci mie critici. De ce? Îți pare rău că merg la muncă și stau liniștit și stau în libertate și mă bucur de viața asta frumoasă? Vedeți, frate, de treaba ta și mergi cu Dumnezeu și cu sănătatea ta în continuare. Nu mai știți vorba aia cum e. Asta mă refer la oamenii răi de gură, dușmănoși, invidioși, care moare de drum lung și de grijă altuia. Asta e prostia omenească la unii dintre ăștia rău făcători ăștia. Băi, fraților, voi face continuarea despre șampii, primul veseviț de la noi din țară. Sunt foarte, foarte obosit și sper să-mi vlogul ăsta pentru voi, pentru publicul frumos și pentru oamenii frumoși și respectoși care suntem în comunitatea noastră. V-am spus că omul avea calități frumoase, chiar dacă era meservis, chiar dacă avea o pedeapsă pe viață, nu căuta niciodată să facă lucruri urâte, să facă lucruri greșite față de cei din jurul lui, mai ales atâta timp când nu era lezat. Bravo lui și eu l-am simpatizat și l-am felicit din la punctul ăsta de vedere că a avut calității frumoase și, și a văzut de, de pedeapsa lui n-a profitat niciodată că vezi, doamne, e MSV și el poate să-l facă și să-și permite să facă orice și pe drept normal a un MSV să-și permite să facă multe lucruri, multe rele în penitenciar. Datorită faptului că este condamnat pe viață. Dar el, el, în schimb, nu a făcut așa ceva. A respectat pe cei care l-au respectat, a știut să vorbească cu toată lumea, a știut să coboare la nivelul fiecăruia, că în pușcărie nu sunt numai oameni băieți deștepți și băieții respectoși și uh, băieți care își vede de treaba lor. Mai sunt și răufăcători și alții care îți vor rău și caută să te bage în fel de fel de discuții și în fel de fel de, de, scandaluri și în fel de fel de curbe de astea. Curbe, când spun curbe, te bagă în curbe de astea, să te ardă pe la barbu, să te uh, chiar să te și bată, chiar să te și taie, dar uh, și-a și -a menținut lui de bă bărbat, respectul lui, cum v-am spus, mereu, în fiecare vlog care l-am făcut despre el. Și veți rămâne surprinși despre el ce a putut să facă poate omul din momente de disperare, din lucrul ăsta de, de arestat, disperarea asta, că băi, -a drumul am și am făcut 10, 12, 14, 16 ani și nu m-am liberat și mai mă elibera vreodată, având multe rapoarte, având multe scandaluri, având restrictivă, vă dați seama că până a început să vadă și el cu ochii lui și eu la fel fiind fost deținut să văd anumite lucruri, la fel gândeam despre și că nu se mai eliberează niciodată. Dar uitați că ei la 20 de ani intră în comisie, nu este obligatoriu să-l pui liber, poate să facă o amânare, 2, 3, 4 amânări, 5 amânări și de la 20 de ani poate să intre în comisie, dar poate să libereze la 22, la 23 sau la 26 de ani. Că așa am înțeles că și Ampi a făcut 26 sau 27 de ani de închisoare. E foarte mult, ținând cont și de faptele care le-a făcut el, într-adevăr sunt niște fapte urâte, nu stau eu să critic și nu stau eu să dau cu părerea despre faptele respectivului, dar totuși a, speriat, a sperat și a ajuns într-un final de s-a liberat după la semi deschis, unde a ajuns pe la, pe la Ploiești, după la Ploiești s-a liberat, din câte știu eu, din câte știu eu, dacă sunt albe și ei vor spune sau vor veni cu mesaje și vor spune, nu s-a liberat dacă acolo, s-a liberat de la Jilaua, s-a liberat de nu știu unde. Asta e cu totul altă treabă, dar eu știu că în perioada când eram și eu arestat, era la Ploiești și de-aia se dusese pentru liberarea condiționată. El în niște momente foarte grele și foarte, foarte disperate și-a făcut o internare după, așa se spunea, păjilava pe, pe bloc, și-a făcut o internare după bloc și a ajuns pe spital, și vă dați seama, nu a făcut bine și nu îndemn pe nimeni să facă acest lucru și e foarte, foarte grav și foarte urât ceea ce a făcut el. A plecat pe spital la Jilava, unde pe spital la Jilava chiar era o secție uh, numai de arestați uh, care erau bolnavi bonlavi de SIDA. Toți arestații după secția respectivă uh, erau toți care vorbesc de oamenii care s-au drogat, frate. Că nu e nimic de ascuns aici și nu trebuie să supere și nu să supără nimeni pe lucrurile astea care le spun eu. Deci oamenii s-au drogat cu heroină, cu ce s-au drogat ei și asta e bine de reținut și de asta spun mereu la puște ăștia din ziua de azi, să evite întotdeauna anturajele astea nocive și anturajele astea urâte pentru că să ajunge la fel la fel de lucruri urâte și cu viața lor și în viața lor și cel mai bine să ferească și să stea liniști să stea cât mai departe de anturajele astea nocive. După cum v-am spus, o secție întreagă, numai de, cu toate că erau separați, aerul avea separat, la vizită ieșea cu toată lumea, că nu putea să sau nu putea să separe vizita asta pentru cei bolnavi de SIDA și el într-un moment ăsta foarte disperat probabil că de asta am spus și cu a făcut lucrul ăsta dar a gândit prost ceea ce a făcut el crezând că pleacă în libertate pe întrerupere de pedeapsă pe, pe caz medical ceea ce nu s-a întâmplat a fost doar speranța lui a fost doar alegerea lui și uitați că a ajuns de s-a injectat cu una cu o seringă infectată de SIDA, unde a luat și SIDA. Deci după atâția ani de pușcherie să faci 16, 17, 18 ani de pușcherie și să ajungi să... Probabil că a clacat, a clacat în mintea lui sau probabil că ce o fi zis, băi, viața nu mai are rost, ceea ce nu este bine să faci lucrul ăsta, a gândit-o el și am promutat, a făcut rost de un ac, de o siringă infectată cu virusul HIV și s-a injectat crezând el în mintea lui că pe baza asta dacă el se injectează și face lucrul ăsta și ia da, și iese la analize normal că iese va formula o cerere de întrerupere a pedepsii și va pleca acasă pe caz medical. Dar uitați că nu a fost așa, nu i-a acordat nimeni întreruperea de pedeapsă și s-a nenorocit pe viață la ceea ce a făcut el. Chiar mi-a părut foarte, foarte rău și în prima fază, eu cred așa, și în prima fază a crezut multă lume că este doar un zvon și că a făcut decât un ștou așa, să vadă că în penitenciar am spus de atâtea ori, ai și prieteni, ai și dușmani și... M-am gândit, zi vă probabil că a făcut un ștou de asta, o minciună de asta, să înțeleagă toată lumea, a mințit, minte, ce în, în legătură cu asta de SIDA, cu injecția asta de SIDA, care el s-a injectat cu o siringă infectată de SIDA și zic minte ca să vadă ce spune lumea sau urmărește un ștou ceva ca să poată să plece în libertate, dar de unde că tot s-a auzit, tot s-a vehiculat e, lucrurile astea și chiar am înțeles după la niște prieteni și după la niște verde ai lui că omul chiar s-a injectat pe bune să cu SIDA să poată să plece întrerupere de pedeapsă pe caz medical. Dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta pentru că e, vă dați seama că l-a dus la la expertiză, l-a dus la control, a și că are SIDA, și el a încercat într-un fel să zică că datorită penitenciarului, sistemul penitenciar s-a injectat, dar nu cu voia și fără voia lui. Ceea ce nu este adevărat, lucrul ăsta care el l-a menținut, că în spital l-ar fi injectat ea din greșeală sau cu un act infestat și a luat sida. Dar nu a fost așa, nu a fost adevărat, el a făcut cu bună știință, cu bună credință lucrul ăsta și chiar... Mi-a părut foarte foarte rău când am auzit despre ceea ce a putut să facă el în detenție este un lucru rău, un lucru grav. Și nu numai el am văzut multă lume care s-a injectat cu fel de fel de prostii care au ajuns să cu știința lor, cu buna credința lor, cu conștiința lor lucizi au făcut anumite chestii care Băi, vă spun lucrurile astea de știu oameni care s-a injectat cu urină, deci cu urina lor s-a injectat pentru a obține, pentru momente de disperare, pentru, nu știu, astea sunt niște prostii și mai ales ăștia care se mutilează singuri și am văzut foarte, foarte mulți pe la pușcărie, eu consider că nu mai sunt niște oameni tari, nu mai sunt niște oameni demn de ei și ajunge să facă lucrurile astea să se coasă la gură Asta înseamnă că Nu ești normal la cap Așa o înțeleg eu Cum? Păi și eu am făcut 23 de ani de pușchirie Dar eu nu m-am tăiat niciodată Nu m-am mutilat niciodată Nu m-am injectat niciodată cu nimic În schimb alții Din momente de disperare și din prostia Lor din capul lor Au decurs la niște lucruri foarte foarte urâte Și foarte foarte Nasoale pentru viața și pentru sănătatea lor Păi fraților deci am făcut vlogul ăsta pe fuga așa, v-am spus că am venit mai înainte de la muncă, vreo jumătate de oră, nicio oră nu am, de când am venit la muncă, mi-am făcut și eu o baie și am intrat să fac vlogul ăsta pentru voi, pentru publicul frumos și voi continua cu alte vloguri frumoase și sincere și adevărate pentru toată comunitatea noastră și vă mulțumesc încă o dată la toată lumea pentru toată subținerea, pentru toate mesajele, pentru toate like-urile și lăsați de fiecare dată când... Mă urmăriți, lăsați cât un like, lăsați cât un mesaj pentru susținerea canalului și abonați-vă la canalul meu de YouTube, Laur Șacalul, vă aștept cu mare drag, cu mare plăcere, fie fete, fie băieți și vreau să spun la pușteștea din ziua de azi să fie cuminți, să fie liniștiți, să meargă la școală, să-și formeze o meserie, să evite întotdeauna oamenii care vor să-i tragă în jos, să evite întotdeauna oamenii care îi duc numai la rău și să fugă, să-i să, să scoată din viața lor Pentru că ei nu sunt niște prieteni buni și niște prieteni constincioși Și niște prieteni care le vor bine Ăia sunt niște oameni care le vor numai rău Vreau să-i bage în belele, vor să-i bage în fel de fel de probleme Și să facă fel de fel de infracțiuni Să evite lucrul ăsta de infracționalitate Să evite anturajul nociv Să stea frumos la școală, să învețe o meserie, indiferent ce meserie va face ei și să bucure de viața asta frumoasă de libertate. Vine timpul, își face o familie, își formează o familie și atunci uh, să vor bucura de familia lor de libertate împreună cu cei dragii lor și să nu facă niciodată, să nu aducă niciodată conflicte de astea de uh, caz penal să ajungă pe la pușcherie, pentru că mulți din puști ăștia din ziua de astăzi și văd pe stradă foarte, foarte mulți puși de ăștia care n-are frate, n-are creier, nu vorbesc de tot, nu bagă în oală pe toată lumea, dar sunt foarte, foarte aroganți. Vorbește urât la femei bătrâne pe stradă, vorbește urât la bătrâne, vorbește urât în parcuri, vorbește urât față de alți copii mult mai mici decât ei și nu este un lucru bun. Părerea mea este să fie cuminți, să fie liniștiți, și întotdeauna când vor da de greu sau de un anturaj nociv să spuie părinților lor să îi poată ajuta să iasă din uh, mediul urât care ei nu vor să stea acolo o seară bună la toată lumea multă sănătate vă salut cu tot dragul și cu tot respectul și voi continua uh, în viitor cu alte vloguri cu alte live-uri frumoase, sincere și adevărate așa cum v-am obișnuit eu pe voi. Abonați-vă la canalul meu de YouTube, Laur Șacalul, vă aștept cu mare drag, fete și băieți, o seară frumoasă la toată lumea, credeți-mă că sunt foarte, foarte obosit, de din cauza, din cauza, nu din cauza la muncă, sau, e foarte obositor că aș fi vrut să mai intru și live, să mai stăm de vorbă, să mai povestim, să mai punem întrebări, să mai vă răspund la întrebări, cum fac, cum am făceam de obicei, dar să mă reglez și eu un pic cu programul ăsta de muncă, să mă reglez și eu un pic cu programul meu și vom intra și live și cu vloguri și cu toate cele și vom sta mult de vorbă și chiar multe ani de zile de acum înainte. Nu mai sănăt, multă sănătate la toată lumea. Cu drag, vă respect, vă salut, al vostru șacal. Forța șacalii! Vă pup cu tot dragul!